Bine v-am regăsit la știri. Au fost scene de groază surprinse pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitală. Un microbuz de călători a luat foc în intersecție, cel mai probabil din cauza unui scurt circuit. Șoferul a reușit să coboare la timp din mașină, înainte ca flăcările să se extindă. Microbuzul a ars minute bune, iar fumul a fost vizibil de la sute de metri distanță. Mergem acolo, colega noastră Gabriela Mihai a ajuns la fața locului. Gabi, bun găsit, cum au intervenit pompierii? Pompierii au intervenit rapid, însă prea târziu, după cum puteți vedea în imagini, nu s-a mai putut face nimic, de altfel și șoferul a încercat să stingă flăcările cu extintorul pe care îl avea în dotare, însă, din păcate, vedeți și dumneavoastră, nu a mai rămas mare lucru din acest microbuz. Din fericire, în microbuz nu se aflau pasageri în momentul în care acesta a luat foc și iată că s-a făcut cercetarea la fața locului. Desigur, cel mai probabil că microbuzul ulterior va merge și la o expertiză tehnică, astfel încât să se stabilească cauzele acestui incendiu. Pe de altă parte, traficul a fost blocat mai bine de 30 de minute, iar în aceste momente, pe șoseaua Ștefan cel Mare, pe sensul de mers dinspre Obor, spre Piața Victoriei, traficul este restricționat. Așadar, putem vorbi despre coloane în trafic, coloane de mașini, șoferi care, desigur, și-au pierdut răbdarea. Chiar în aceste momente, cei de la firma de tractare se pregătesc să ia microbuzul de la fața locului. Ei bine, după cum ați văzut și dumneavoastră, au fost momente de panică, întrucât flăcările erau extrem de mari și bineînțeles că toată lumea s-a temut. Din fericire, șoferul nu a fost rănit, a reușit să se dea jos la timp din acest microbuz. Iată așadar că acum singurele probleme create sunt, desigur, în trafic, pentru că, așa cum spuneam, acesta este restricționat și se circulă foarte greu în zona Obor.